atunci când se întâlnește tinerețea cu priceperea, cu curajul, cu devotamentul față de locul în care te-ai născut, astea fac casă bună. Și astea o recomandă pe candidata noastră, Orșoia, să fie astăzi candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al comunei Culciu. Am luat această hotărâre de a candida ca primar al comunei Culciu, deoarece, din păcate, comuna noastră nu se avansează și suntem lăsați în urmă. Culciu are un candidat cu care se poate mândri. Este o persoană în care puteți să aveți încredere, perseverentă. Îmi place că este foarte implicată. Dă dovadă de faptul că a parcurs o școală și are cuvântul la ea, este tânără și cred că are capacitatea să facă ceea ce trebuie să facem împreună două comune învecinate. Văd aici azi foarte mulți oameni care îl susțin. Asta înseamnă că și ea va face performanță și va face schimbarea de care are nevoie comuna Culciu. Alături de domnul deputat Cosma Adrian, care este candidatul nostru pentru președinția Consiliului Județean, sunt convinsă că vom face o treabă excelentă pentru județul Satu Mare. Aici e nevoie de o abordare curajoasă și aici lucrurile trebuie spuse pe nume. Este foarte dezamăgitor faptul că în 2024 avem multe străzi neasfaltate în satele Apateu, Corod și Lipăul. Nu este extinsă nici până în ziua de astăzi rețeaua de gaze naturale. Parcurile de joacă pentru copii sunt neîntreținute, drumurile agricole nu sunt nici măcar pietruite. Cei care conduc această comună, împreună cu toată administrația UDMR, n-au respect față de comunitate. Pentru că dacă ar avea un minim respect, n-ar arăta așa drumurile, n-ar arăta în halul ăsta sistemul de sănătate din județ, și multe alte exemple în care nu-i interesează decât interesul lor politic. Suntem o echipă care ne comportăm și trăim ca o familie și ne bazăm, în primul rând, pe respect unii față de alții și încercăm, prin credința pe care o avem, prin valorile care le promovăm, principiile în care credem, să venim cu soluții pentru județul Satu Mare. Principalele proiecte pentru perioada 2024-2028 se numără infrastructură, unde dorim asfaltarea străzilor, extinderea rețelei de gaze naturale în Apateu, Corod și Lipău, trotuare, betonarea șanțurilor și pietruirea drumurilor agricole în toată comuna. Dorim să facem și un bază de agrement cu pescărie și cabane, baie comunală pentru familii vulnerabile, amenajarea de noi parcuri de joacă pentru copii și reabilitarea celor existente. Vom sprijini toate cultele religioase. Din moara din Cărășeu dorim să facem un muzeu și, nu în ultimul rând, dorim reabilitarea căminelor culturale din Corod și Lipău. Avem multe alte proiecte, dar mai bine fac aceste promisiuni acum și voi realiza mai mult. Alături de acești doi candidați, vă rog să vă implicați, să-i susțineți și 9 iunie să le acordați un vot. Suntem pe drumul cel bun. Împreună putem câștiga. Doar împreună și cu sprijinul fiecăruia dintre voi vom reuși să aducem acele schimbări în comună de care avem cu toții nevoie.